De data aceasta l-am cunoscut și eu pe chinezul, pentru că întâlnirile, dacă au avut loc dimineața, eu sunt la serviciu, după amiază, mai avem și alte obligații. Să vă povestesc un pic despre acest proiect. Și anul trecut am avut o scurtă intervenție. Este vorba de proiectul Buninet, Bunici învață să comunice pe internet. Un proiect care a început să fie derulat, s-a derulat începând cu anul 2007, în cadrul Bibliotecii Municipale Ștefan Bigrod, cu scopul de a diversifica serviciile și de a aduce înspre bibliotecă și un alt gen de public. Și anul trecut, în cadrul unui concurs, Instruiește-ți Comunitatea, am câștigat acest proiect, scris pentru persoane de vârsta a treia, care are ca un prim obiectiv persoane de vârsta a treia să aibă un venit suplimentar, tocmai din aceste bloguri de care s-a discutat. Platforma de Blogspot, pe care am ales-o noi, de fapt de pe blogger.com, a fost mult mai ușor de gestionat de către persoane de vârsta a treia, mai ales că au și, are și un skin mai deosebit și toți bunineții noștri se bucură când văd o fotografie mai interesantă pe acest Blogspot. Și iată că suntem chiar la final de proiect. Am reușit să instruim timp de un an de zile 100 de persoane de vârsta a treia, să avem 100 de persoane care se află pe Facebook, 100 de adrese de e-mail și 100 de bloguri, cu toate că ele nu sunt toate puse la punct și nu sunt active, cum am și văzut, iar în momentul în care a trebuit să înscriu la concurs, doar 9 bloguri sunt înscrise. Nu pentru că toată lumea nu și-a fi dorit să participe la acest concurs, dar pe parcursul întregului an nu a mai postat absolut nimic de când l-au realizat. Și continuarea acestui proiect constă anul viitor în derularea unor sesiuni de promovare a blogurilor, să învețe cum să promoveze și pentru că la acest curs au venit și persoane care, să spunem, sunt scriitori, da? Cum este domnul George Dumigeanu, are un blog, are doar 2 poezii postate, la anul, bineînțeles, va avea mult mai multe. Sunt artiști, cum este domnul artist Voldeși, care acum are un blog de artă și promovează operele pe care le realizează, sau sunt bunici care promovează arta culinară, călătorile, turismul, chiar și turismul rural. Am avut un domn de la Nemșa, care făcea în aveta 2 săptămâni la aceste cursuri pentru a promova localitatea Nemșa. Și vreau să spun de doamna Rusu Aurelia, care promovează un muzeu săsesc pe care îl are în Basna, în casa personală din Basna, și s-a înscris chiar și la acest concurs. Deocamdată e în Germania, așa că s-a înscris din Germania și promovează de acolo muzeul și tot ceea ce toate obiectele care se găsesc, tocmai pentru a introduce acel muzeu, probabil în anul viitor, în turismul rural. Cam acesta este proiectul nostru. La anul va fi mult mai amplu, vor fi alte sesiuni și cei 100 de bunineți care s-au instruit, la anul vor fi la această gală mult mai mulți. Sperăm toți!